Elevii din învățământul profesional tehnic dezvoltă deprinderi de viață și practică comportamente sănătoase pentru o mai bună pregătire de angajare. Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, susțin tinerii în dezvoltarea abilităților de viață. Prin intermediul unui program de 4 ani destinat întregului sistem profesional tehnic, conectăm tinerii cu piața muncii prin dezvoltarea deprinderilor de viață. Prin intermediul activităților programului vom asigura suport multilateral pentru dezvoltarea abilităților de viață și pregătirea pentru angajare a 27.600 de elevi. Prin formarea cadrelor didactice și non-didactice, echiparea școlilor cu materiale didactice interactive, dotarea a 20 de instituții cu clase prietenoase și spații de socializare în cămine, asigurarea școlilor cu produse de igienă menstruală, instruiri privind crearea unui mediu prietenos tinerilor la locul de muncă pentru circa 220 de specialiști în resurse umane și maestri instructori din 50 de companii de afaceri. Programe de orientare profesională desfășurate în parteneriat cu centrele de tineret, la care vor participa peste 300 de tineri. Un program de parenting pentru 1000 de părinți a elevilor din învățământul profesional tehnic. La final de program ne propunem să obținem următoarele rezultate. Instituțiile din învățământul profesional tehnic vor fi capabile să predea în mod durabil cursul Decizii pentru un mod sănătos de viață. Companiile care fac parte din învățământul dual și instituțiile din învățământul profesional tehnic vor fi împuternicite să creeze un mediu favorabil tinerilor. Comunitatea învățământului profesional tehnic își consolidează eforturile cu alți actori cheie care lucrează cu tinerii din rețeaua educatorilor de la egal la egal, centre de tineret, youth clinics și părinți. Pentru consolidarea eforturilor și amplificarea rezultatelor vom lucra împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, Camera de Comerț și Industrie, Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic, Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret, Youth Clinics și Comunitatea Donatorilor în Învățământul Profesional Tehnic. EduLife, educație și deprinderi de viață.